Ora 15, doamnelor și domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la Regiunea în Obiectiv. Eu sunt Ovidiu Damian, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Despre muzică în locații neconvenționale vorbim în prima parte a ediției de astăzi a emisiunii noastre, despre caravana filmelor Next 2018, dar și despre un concurs inedit de aeromodele. Prima mea invitată, Corina Brândușan, a sosit în platoul nostru, ne dă detalii despre a doua ediție Classic Unlimited. Bine ai venit, Corina! Bine v-am găsit! Vreți să duceți pianul în tot felul de locuri interesante? Vreau să ne spui cum a fost la prima ediție, vreau să ne spui și ce pregătiți pentru această ediție cu numărul 2. Așa este, anul trecut a început turneul național Classic Unlimited, în toamna anului trecut. Am ajuns în 9 locuri neconvenționale din țară. Am ajuns într-o fostă hală de producție a mobilei, într-o berărie, într-o librărie. Eu am văzut o poză cu ceva biciclete, un atelier foarte interesant de reparat sau magazin. Într-un magazin de biciclete aflat într-un mall. Am ajuns în tot felul de spații, ateliere, auto, tipografii, în birouri, în complexuri de birouri, office, așadar în tot felul de locuri unde noi ne trăim viața în mod normal, mergem aproape zilnic, săptămânal, lunar în astfel de locuri, dar nu suntem obișnuiți să vedem acolo un concert, să ascultăm un concert de muzică clasică. Și cum v-a venit această idee? Ideea a pornit chiar de la solistul acestui proiect, Bogdan Vaida, pianistul Bogdan Vaida, care face asta deja în Germania. A început acolo în 2015, a fost un succes răsunător, foarte multe locuri care voiau să-l găzduiască, îi propuneau să vină și în atelierul lor, și în stația lor de epurare, și în Iată-l pe Bogdan Vaida, îmi cer scuze că te întrerup, se află în imaginile din plasmă ce rulează în spatele tău, pianistul care a început acest demers în Germania, spuneai. Așa este, în Germania. Și pare că a prins foarte bine. L-am preluat la Cluj public, pentru că el e clujean, a absolvit la Cluj liceul și Academia de Muzică, s-a mutat în Germania și ne-am gândit să aducem și în România acest concept, să vedem dacă prinde. Iar anul și care e mesajul? Pentru că eu sunt convins că nu e doar așa o alăturare, hai să ducem pianul în cele mai neconvenționale, să spunem așa, locul ca să șocăm, ca să... Precis e ceva în spate. Mesajul nostru e unul care vine direct de la muzică înspre ascultători. Și anume faptul că muzica clasică poate să fie accesibilă oricum. Că nu e ceva elitist, că nu e ceva elitist, pentru cei cu nasul că o putem asculta în orice fel de spațiu, ne putem împrieteni cu ea și mai mult decât atât, experiența noastră se schimbă foarte mult în funcție de context. Noi anul trecut am fost în 9 locuri diferite unde am ascultat aceleași piese, dar senzația a fost sentimentul noastră diferit? A fost foarte, da, sentimentul a fost foarte diferit în funcție de locul unde mergeam, asta ne spunea și Bogdan la finalul turneului, fiecare loc are o aură aparte și transmite lucrul ăsta și prin muzică, deși el cânta aceleași piese în toate locurile. Foarte interesant și asta ne-au spus și oameni care au venit la mai multe concerte, la mai mult de un concert în cadrul turneului. Sună diferit, înțeleg. Astor Piazzolla, de exemplu, într-o sală de profil sau într-un atelier de biciclete. Așa e. E și o provocare pentru noi, în primul rând, pentru cei care organizăm evenimentul și pentru Bogdan, pentru că e un spațiu unde oamenii poate se comportă puțin diferit față de o sală de spectacol. Așteptările sunt diferite, contextul e diferit, aranjarea locului e altfel față de o sală de concert. E o provocare și pentru el și pentru noi, dar și pentru public, care e chemat să vină, să se bucure de un concert frumos într-un spațiu atipic pentru muzica clasică. Și acum vine ediția a doua și știu că voi ați lansat deja provocarea celor interesați să vină cu propuneri de astfel de locații și e firesc să te întreb cum alegeți aceste locuri în care, iată, acest pian călător, să-i spunem, va ajunge. Ne propunem să găsim cât mai multe și cât mai inedite locuri de concert, locuri în care gazdele noastre, oamenii care administrează sau lucrează acolo, să-și dorească să transforme locul într-un spațiu de concert pentru o zi, pentru o seară, de fapt. Iată atelierul de biciclete de care vorbeam puțin mai devreme. Printre biciclete vedem pianul, vedem pianistul, vedem scaunele amenajate, nu-i așa, pentru public? Sigur. Semn că merge oriunde. Se poate asculta muzica clasică în absolut orice fel de context. Sigur că ai o stare
stare într-un loc, o stare în alt loc, dar tocmai asta vrem să descoperim, cum se schimbă experiența noastră și cum putem să accesibilizăm muzica clasică, muzică care de multe ori o vedem asociată cu anumită etichetă, cu un anumit tip de îmbrăcăminte, cu un spațiu puțin mai convențional, mai rigid, dacă pot să-i zic așa. Sigur, scopul... Și de fapt lucrurile nu stau așa, înțeleg. De fapt nu stau așa, pentru că muzica clasică poate să pătrundă oriunde, atâta timp cât există deschidere. Și apropo de apelul de locații pe care l-am făcut și care e deschis până în 1 septembrie, oricine are un spațiu, deține un spațiu, are un contact cald direct într-un astfel de spațiu sau e proprietar angajat în acel loc, ne poate propune, completând un simplu formular online de pe site-ul nostru, classicunlimited.ro. Noi vom analiza toate cererile care vin spre noi. Sunt foarte interesante deja cererile care au venit în cele câteva zile de când poți să ne și dai câteva detalii? Da, pot să vă spun. Una dintre ultimele cereri care au venit chiar azi spre noi e un centru unde cresc păsări. Ce tare! Încercăm să ajungem acolo. Mai avem biblioteci, școli, universități, centre de vizitare din undeva prin munți. Sunt foarte multe idei interesante, cafenele, școli de dans, spații. La școala de dans e cumva, nu e chiar atât de nemai văzut, să spunem așa, un pian acolo, dar la centru de păsări sau în munți, cu pianul după voi, chiar cred că e o provocare frumoasă. Stație de sortare a produselor alimentare, deci avem tot felul de spații, o fostă hală de producție, spațiile sunt diverse, gări, două gări s-au înscris să găzduiască concerte, așadar s-ar putea să aibă pasagerii o așteptare mai ușoară, cât de scurtă sau de lungă ar fi atunci când... Ori la CFR în gară avem de așteptat, e clar. Un pian acolo ar fi binevenit și în afara acest eveniment clasic la Limitit. Așadar, tot felul de spații, atât timp cât avem o persoană de contact din locul respectiv, noi o să îi contactăm pe toți cei care ne scriu, o să facem o triere. Locurile sunt limitate, în limita stocului disponibil, cum spun toate reclamele, pentru că vrem să ajungem în 15 locuri anul acesta, în octombrie-noiembrie și în februarie. Așadar, turneul se derulează pe parcursul anului. Calendar, înțeleg, al acest eveniment itinerant. Da, am făcut un calendar. Lunile octombrie și noiembrie vor fi luni pline de concerte și luna februarie. Suntem deschiși în funcție de dată să mai schimbăm din ele. Dacă unele colegii locuri... mei din regie propun sensul giratoriu din Mărăști. Cum ar suna această sună foarte locație? Interesant, doar că de data asta căutăm spații închise. Fiind în vorba de octombrie, noiembrie și februarie, trebuie să fie spațiu închis pentru că pianul trebuie să stea într-un spațiu mai încălzit în acele luni, dar dacă punem acum în august de un concert acolo, e perfect pentru că nu vom avea probleme decât un pic cu soarele. Facem un pic de umbră și e perfect. Și eveniment, Classica Limited, ediția a doua, e clar asigurată. Un concept, un experiment care vine din Germania, am vrut să testăm cum se manifestă în România, spune invitata mea Corina Brândușan. Cum e pulsul pe care voi l-ați luat până acum? Sunteți mulțumiți de modul în care a intrat și a prins acest eveniment în țara noastră? Să știi că anul trecut nu știam la ce să ne așteptăm. Concertele sunt cu intrare liberă, așadar oricine poate să vină atât timp cât se înscrie. Facem formulare de înscriere pentru fiecare concert. Și, sigur, rata de abandon atunci când nu plătești bilet e destul de mare în general, dar am avut surpriza să vedem că oamenii vin. Sigur, i-am sunat și noi, i-am rugat să ne confirme, să ne spună dacă nu pot ajunge ca să nu lăsăm locurile libere, dar am avut oameni foarte interesați, mulți dintre ei ne rugau să-i lăsăm să stea în picioare dacă nu mai sunt locuri, având în vedere că nu erau înscriși pe listă, și mai mult decât atât au venit cu tot felul de propuneri, cu idei, astfel încât să îmbunătățim conceptul, să ajungem și în alte locuri și au zis mai departe despre acest concept și în alte părți. Așadar, mă bucur că prima ediție a fost una extraordinară și sperăm ca ediția a doua să fie și mai și. Cumva, dacă stăm să ne gândim, nu-i așa, Clujul e obișnuit cu astfel de, să spunem așa, evenimente, experiment. Deja am avut și voi la Jazz in the Park, ați venit cu foarte multe concepte, mi-aduc aminte și de scena din Patarât, un lucru extraordinar prin care atrageți, de fapt, atenția asupra unor realități ale societății care trăiește acolo și ale oamenilor care trăiesc acolo, nu departe de un centru foarte glamuros al orașului. Cum
Se întâmplă lucrurile în locurile de pe lângă Cluj-Napoca, acolo unde voi mergeți. Noi anul trecut am fost în Cluj, Bistrița, Iași, Timișoara, la fel de București. Receptivi oamenii sau mai dornici de astfel de experiențe inedite? În unele orașe chiar mai dornici, pentru că și oportunitățile de petrecerea timpului liber și de evenimente culturale e mai redus și atunci cu cât sunt mai puține evenimente, cu atât și dorința e mai mare. Eu aș zice că nici Clujul nu se lasă deloc mai prejos, adică n-am avut locuri libere la concerte, dar suntem mai obișnuiți și trebuie să alegem dintre cele 5 sau 6 evenimente din ziua de 18 octombrie, de exemplu. În alte orașe nu prea mai era din ce să alegi, pentru că nu mai era alt eveniment în ziua respectivă. Noi nu ne adresăm doar celor care iubesc muzica clasică și deja sunt obișnuiți cu ea și caută concerte la filarmonică, la operă, ci și celor care încă n-au gustat-o sau nu știu exact cu ce se mănâncă, sunt curioși sau pur și simplu ascultă și muzică clasică ocazional, dar nu e neapărat numărul 1 în lista lor de preferințe. Și să ne reamintim, septembrie, spuneai, octombrie, noiembrie și februarie 2019 sunt lunile în care voi ați planificat 15 locații, înțeleg, pentru această ediție a doua, Classica Limited. 15 locuri am vrea să ajungem, dacă vom avea atât de multe solicitări și atât de multe spații interesate, vom încerca să ajungem în mai multe locuri, dar 15 sunt sigure pentru cele 3 luni. Până în 1 septembrie se pot completa formularele pentru a propune o locație de unde ai un contact cald, fie tu, fie un prieten foarte, foarte apropiat, căruia îi poți spune despre ce e vorba și poate completa chiar el formularul, astfel încât să mergem la sigur și discuția să fie mai scurtă, să începem deja să amenajăm locul, să anunțăm locațiile și să invităm oamenii să vină la concert. Formulare care se găsesc pe site-ul vostru, Classica Limited, înțeleg, sunt foarte ușor de completat. Sunt câteva informații de bază, unde este spațiul, ce utilitate are, câteva fotografii, câteva informații legate de suprafață, astfel încât să ne dăm seama cât de ușor sau de greu ar fi să ajungem acolo. O informație foarte importantă, cum spuneam și mai devreme, trebuie să fie un spațiu închis, având în vedere perioada de desfășurare a turneului și nevoile acustice, să spunem așa, ale pianului. Nu? Exact, și la fel de important să încap un pian, pentru că am avut anul trecut provocări cu una dintre locații. Ușa de acces era mai mică decât pianul în sine și atunci ce-ați făcut? Am spart ușa. Chinuit un pic pianul, dar a încăput în cele din urmă. Am făcut niște permutări pe acolo și am reușit să introducem pianul, dar uite, am învățat din greșeli și de acum ne uităm și la partea asta, cât de accesibil e cu liftul sau pe scări și intrarea în locație. În afară de asta, nu sunt restricții, iar locațiile nu trebuie să achite nicio taxă către noi. Noi avem un grant câștigat prin proiectul În stare de bine și astfel noi putem să ajungem în toate locurile acestea. Intrarea este liberă la concerte, iar cine dorește poate să facă o donație la finalul concertului, astfel încât să ajungem și în alte locuri de concert inedite. L-am ascultat cu câteva zile în urmă și pe Alin Vaida vorbind despre Jazz in the Park în termen de diversitate și e un concept în care voi ați văzut evenimentul din Patarât la care revin și despre care vorbesc puțin, pentru că mi se pare foarte important și nu doar acela în cadrul Jazz in the Park. Vorbim și aici de o chestie similară, muzică, pian, muzica clasică, cum spuneai puțin mai devreme, în termen de diversitate, nu o chestie elitistă, o felie care se adresează unui public foarte clar și riguros stabilit. Așa cum la festivalul Jazz in the Park nu excludem pe nimeni, nici pe cei care sunt cunoscători ai jazzului, nici pe cei care poate n-au mai ascultat niciodată sau ascultă ocazional acest stil muzical, nici la Classica Limited nu excludem pe nimeni. Nu excludem pe cei care nu au ascultat până acum sau nu vor să se îmbrace la papion și la cravată într-o... Nu e un dress code. Nu există un dress code, atâta timp cât te simți bine și vii cu dorința de experiment și de a asculta. Oricine e binevenit. Anul trecut am avut și destul de mulți copii
la evenimentele noastre, la concerte, care sigur au rezistat mai mult sau mai puțin timp pe scaune, dar ăsta e avantajul până la urmă al concertelor în spații inedite și neconvenționale, că poți să experimentezi sigur. Și poți să faci lucruri pe care într-o sală de spectacol nu le-ai putea Și cred că cel mai important pentru copiii la această vârstă este expunerea la acest gen de evenimente, care evident că va trezi cu timpul interes, disponibilitate, nu-i așa? Așa e. Așa sperăm cel puțin. Corina, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost alături de noi. Doamnelor și domnilor, vă repet, așadar, octombrie, noiembrie și februarie vor fi aceste întâlniri cu publicul în locații neconvenționale. Este a doua ediție a Classica Limited. Mult succes! Porniți, înțeleg, cu mult entuziasm. Vă așteptați să fie bine și de această dată. Da, nu? Cu siguranță va fi bine, pentru că feedback-urile de la public și de la cei care vor să găzduiască concerte e unul foarte bun. Ne așteptăm să fie o ediție bună și să ne pregătim apoi pentru ediția a treia, a patra, a cincea. Chiar asta vreau să te întreb. Devine un eveniment stabil pe care îl mențineți pe piață? Vă doriți să-l mențineți pe piață? Sigur, ne dorim să-l menținem. Anul trecut a fost un experiment și nu știam atunci ce să le spunem oamenilor. O să mai facem vreodată așa ceva sau nu? Și le-am spus întâi să vedem cum iese prima ediție, dacă oamenii sunt mulțumiți, dacă locurile unde noi ajungem, dacă reușim să satisfacem nevoia celor care ne găzduiesc, dacă oamenii și noi implicit suntem mulțumiți de cum iese. Și rezultatul a fost foarte bun, așa că n-am avut niciun motiv să nu organizăm și anul acesta. Să nu uităm și faptul că este o manieră extraordinară și pentru acele spații, acele locuri de a fi promovate cu ajutorul evenimentului vostru. E un câștig-câștig. O situație de tip câștig-câștig. Exact. E o ocazie bună pentru locuri să se reinventeze puțin și măcar pentru o zi să fie un pic altfel. Să lase muzica, să aibă acces, să le ofere poate și angajaților o oportunitate interesantă și nouă celorlalți să vedem cum arată o stație de sortare, o tipografie. Centru de îngrijire a păsărilor. Exact. O tipografie în spatele a ceea ce noi vedem în mod normal, o teșghea și niște oameni zâmbitori care ne privesc. Abia aștept această experiență, îți mulțumesc foarte mult încă o dată. Ne mergem mai departe, doamnelor, domnilor. 100 de clujeni au participat la o lecție de istorie diferită. Călătorie prin Clujul de altă dată, preț de câteva ore, aproape 100 de oameni, așa cum vă spuneam puțin mai devreme, și turiști și clujeni au avut șansa să descopere pe povești care nu sunt prezentate de obicei în cărțile de istorie. Un profesor din cadrul Universității Babeș-Bolyai din orașul nostru le-a dezvăluit curioșilor momente din La Belle Époque, de altă dată, Cluj care a prins contur atunci. O să încercăm să vedem ce s-a întâmplat în Cluj într-o perioadă absolut spectaculoasă din istoria asta. Punctul de întâlnire a fost în Parcul Central. Acolo turiștii au aflat prima poveste, istoria parcului. Deși acum se numește Central, era de fapt pe vremuri la marginea orașului. Parcul a fost gândit ca o grădină publică, în care doamnele din înalta societate să se relaxeze. Parcul n-a reprezentat o zonă aruncată în exteriorul orașului, deși se afla la marginea orașului. În jurul lui se vor extinde, se vor dezvolta extensiile moderne ale Clujului. În jurul parcului a început dezvoltarea orașului și astfel ceea ce era la margine a devenit buricul târgului. Încet, încet, vechiul oraș e pus la pământ. În locul zidurilor medievale răsar clădiri impozante. Între 1870-1880 este construită gara și apare și primul tramvai cu aburi. Și în domeniul educației încep să se facă investiții. Începi o piață cu o bibliotecă, cu locul de unde înveți. Clujul s-a extins de la o zi la alta, iar satele din jurul lui au devenit cartiere. Lecția de istorie i-a purtat pe oameni pe câteva străzi importante din oraș, iar poveștile i-au captivat. Acum vedem în timp real, practic, și înțelegem mai bine. E ca o poveste, de fapt, și reții mult mai bine aspectele importante. Am aflat foarte, foarte multe lucruri noi, adică trecem zilnic pe lângă clădirile din jurul Clujului, ne desfășurăm activitatea și uităm trecutul. Turul orașului este gratuit, iar inspirația a venit de la celebrul Vladimir Alexandru Bogosavlievici, profesor de istorie la Colegiul Național George Barițiu, care ținea ore în oraș, nu la catedră. I-am spus de descoperi în Clujul, am spus pentru că unii îl descoperă, unii îl redescoperă. Important e să aflăm cât mai multe lucruri despre locurile pe care treci, pe lângă care trecem zilnic. Următorul tur va avea loc în 29 septembrie, prin Clujul interbelic.
Am revenit în platou, doamnelor, domnilor, mergem acum mai departe. Caravana filmelor Next se prezintă acum la regiunea în obiectiv. Delia Marcu, project manager, este alături de mine, ne oferă detalii. Bine ai venit, Delia! Bine v-am regăsit, pentru că, după cum probabil mulți clujeni știu, pentru noi este al patrulea an în care venim în Cluj cu aceste mulți filme înainte de scurtmetraj, în care întotdeauna am îndemnat spectatorii să vină cu pătura și să vizioneze filme în aer liber. Și foarte faină inițiativa voastră, mai ales că sunt aceste zile libere, urmează această perioadă lejeră, să spunem așa, luăm păturile, mergem lângă lacul din Gheorgheni, înțeleg, lângă molul de acolo, ne așezăm pe iarbă și vedem filme. Exact. Chiar în această seară. Chiar în această seară și da, am profitat de această mini-vacanță în care practic încercăm să spunem oamenilor că petrecerea timpului liber la un cinematograf în aer liber poate fi o opțiune față de alte activități care se întâmplă în oraș. E adevărat, noi venim câteva zile doar, ne-ar fi plăcut să stăm toată vara. Tocmai de aceea mă bucur că avem ocazia să vorbim și să știe lumea de noi, să știe că suntem în seara aceasta și mâine seară în parcul din cadrul molului, unde ei pot veni cu păturile, cu propriile pături și să petrecem timpul împreună la vizionarea filmelor. Mi-aduc aminte de o discuție interesantă pe care am avut-o cu maestru Nae Karanfil la un moment dat și care spunea foarte interesant, cinemaul de multiplex e una. Corect. Dar cinemaul de cinema, dar corect, din păcate nu mai avem fel de cinema în România. Și atunci orice abordare într-un spațiu neconvențional, spunea maestru, mie îmi face o deosebită plăcere. Corect. Și se pliază mânușă pe ceea ce faceți în voi. În primul rând, spectatorii trebuie să știe, cei care iau parte la evenimentul nostru, trebuie să știe că filmele noastre sunt de scurtmetraj. Ceea ce, apropo de ceea ce spuneți, mai mult decât atât, filmele de scurtmetraj nu pot fi văzute în cinema. Ele nu intră într-un circuit normal în cinematografele pe care le avem. Tocmai de aceea, noi timp de o oră, două ore, încercăm să facem un program în care oamenii pot viziona 7 scurtmetraje, 8 scurtmetraje, 5 scurtmetraje, pe care nu le mai pot vedea nicăieri altundeva în mod normal. Cum întocmiți? Care e bucătăria, care e rețetarul, să spunem așa, și ce vor avea ocazia să vadă astăzi și mâine clujenii? An de an am avut diverse tematici și încercăm să le schimbăm, iar anul acesta am introdus un program dedicat centenarului Marii Uniri. Practic și arta cinematografică înseamnă are la bază o istorie. Avem în seara aceasta o să vedem un program de 8 scurtmetraje. Primul scurtmetraj documentat este din 1913. Wow. Ajungem până în prezent cu ele. Sunt 8 scurtmetraje în seara aceasta. Repet, primul scurtmetraj românesc. 1913, o istorie în sine. Exact, înțeleg, exact. Filmul ăsta. Ne spui un pic despre subiect, despre ce abordează? Nu spun despre subiect, pentru că oamenii trebuie să vină să vadă filmele în sine. Ce pot să vă mai spun este că un alt scurtmetraj este al lui Ion Gopot, cel care a câștigat Pandorul la Cannes în 1957 cu scurtmetrajul Scurtă istorie se numește. Și ajungem până aproape de prezent în 2000 și... În iată, care... avem cadre, îmi cer scuze că te întrerup. În spatele tău din acest film pe care tu tocmai l-ai numit. Și ajungem până în prezent la regizori precum Cristian Mundiu sau Radu Jude, Lampa cu căciula lui Radu Jude fiind cel mai premiat scurtmetraj românesc. Practic, din toate punctele de vedere, programul din seara aceasta este o șansă unică de a trece prin această istorie cinematografică alături de noi în Cluj. Sunt aceste filme potrivite și pentru copii? Sunt. Sunt potrivite pentru copii. Întotdeauna am încercat să alegem, pentru că am observat de-a lungul anilor că există oameni care vin cu familia la filme. Deci da, pentru că presupune un efort să te gândești ce voi face cu copiii, unde îi trimit. Dar iată, se poate, nu trebuie să faceți artificii, doamnelor, domnilor, familiile pot să vină cu copii, înțeleg, cu pătura pe sigur iarba că da. din parcul de la anul Gheorghe. Acesta vom fi doar două seri, dar cu siguranță la anul când vom reveni vom face și un program de filme pentru copii, că ne dăm seama din ce în ce mai mult că familiile petrec timpul cu copiii afară, vara, seara, mai ales.
Și să nu uităm că îndemnăm spectatorii să vină pentru că mai mult decât atât intrarea este liberă. Este un eveniment în aer liber cu intrare liberă. Începe astăzi la ora? Începe astăzi la ora 21 și mâine seară tot la ora 21. După cum știți, este nevoie de întuneric ca să putem proiecta filmele și să poată fi vizionate. În decorul superb al lacului, în aceste două zile voi sunteți la Cluj-Napoca, da. Dar în afară de Cluj-Napoca, în afară unde de mai călătoriți voi și filmele voastre? În afară de Cluj-Napoca, mai anul acesta avem 7 orașe, este primul oraș Cluj-Napoca, de aici plecăm spre Vatra Dornei, urmează Zalău, Baia Mare, Sinaia, Arad și ne întoarcem cu o proiecție în București. Zigzag, așa, da. Prin... Întotdeauna traseul nostru este foarte... Încercăm să parcurgem o parte cât mai mare a țării, însă e un traseu destul de dificil și obositor chiar și pentru noi cei care plecăm cu caravana în sine. Simțiți că ați creat o relație cu publicul din Cluj-Napoca? Sigur că da. Sigur că da și vă spun și de ce. Anul trecut, deci conceptul nostru este de picnic și cinema sub clar de lună. Așa am pornit, îndemnăm lumea să vină cu păturile, să, într-un mod neconvențional, să petreacă timpul în aer liber. Nu avem scaune, lumea stă pe jos pe iarbă. Noi suntem cei care aducem câteva pături ca să încurajăm lumea, dar evident noi nu am putut aduce coșurile de picnic, efectiv. Anul trecut au fost foarte mulți oameni care au venit cu coșurile de picnic, ceea ce înseamnă că lumea știe de noi, știe cine suntem, de când venim și care este conceptul nostru. Și se lasă angrenat, exact, înțeleg, în această relație. Și că au asimilat foarte bine evenimentul nostru. Și sunt oameni cu care am discutat an de an și care ne-au spus că ne așteaptă, că ne urmăresc pe pagina de Facebook și așteaptă să anunțăm că venim în Cluj. Deci avem spectatori alături de care petrecem verile an de an în Cluj. Da, e extraordinar faptul că la noi la Cluj-Napoca avem șansa de a avea cel mai important festival de film din Europa de Est. El vine, dar la un moment dat pleacă. În schimb, iată, reușiți să-i conectați sau să-i reconectați pe clujeni la astfel de evenimente de film și după ce festivalul trece. Așa este. Păi, practic, caravana noastră a pornit din dorința, după mulți ani de festival în București, din dorința, datorită cererilor pe care le-am primit din mai multe orașe, caravana a pornit din dorința de a aduce public, de a aduce filmele de scurtmetraj mai aproape de un public nou. E adevărat, festivalurile de scurtmetraj nu se întâmplă foarte mult în România, nu se întâmplă în foarte multe orașe. Dar există această posibilitate, există infrastructura modernă care ne permite să proiectăm filmele în aer liber și să fim noi cei care venim mai aproape de public. Probabil de aici și relația pe care am creat-o cu clujenii și pe care noi insistăm să o păstrăm. E adevărat că ne dorim să ajungem în cât mai multe orașe, să fie orașe noi, să fie filmele noastre vizionate de un public cât mai numeros. Dar acolo unde există dorință și mă bucur că în Cluj există această bază, această structură cinematografică, această cultură în ceea ce privește cinematografia, vom face tot posibil în fiecare an să ne întoarcem și mai mult decât atât este un oraș în care am primit susținere și primim susținere logistică de a ne organiza și de a ne desfășura. Nu este greu să ajungeți la un public, nu știu, din punct de vedere mental sau emoțional, care e obișnuit cu film de festival sau film lungmetraj cu scurtmetraj? Sau care ar fi beneficiile, avantajele, ce au de câștigat atunci când le oferim oamenilor scurtmetraj? Care e atuul acestui tip de film? Păi haideți să vă spun așa. Cel de-al doilea program, fac așa o idee. Te rog. Cel de-al doilea program, cel de mâine seară, este un program de scurtmetraje românești, exclusiv românești, realizat de regizoare femei din România. Pentru că făcând acest program de 100 de ani de scurtmetraje românești dedicat centenarului, am realizat că toate filmele alese au fost realizate de către regizori bărbați. Prin urmare, am venit în contrapartidă cu a doua seară, așa, că cu a doua seară, care demonstrează că ceva femeile de spus regizori, în cinematografie. Exact, că femeile regizori contribuie la conturarea imaginii de ansamblu a cinematografiei românești. Prin urmare, publicul are posibilitatea de a vedea această diversitate. Noi ajungem la mentalul lor, cum ați spus, prin poveștile pe care le transmitem. Prin faptul că timp de 2 ore ei pot vedea 8 filme cu 8 povești diferite și se pot regăsi într-una, două sau toate.
evident, dacă vor reveni a doua seară, există această contrapartidă în care ei se regăsesc din nou în subiectele abordate dintr-un alt punct de vedere și așa mai departe. Mai mult decât atât, noi suntem prezenți în caravană, noi cei care facem acest proiect. Mă bucură că suntem prezenți și că publicul are curajul să vină să vorbească cu noi. Și de aici îmi dau seama cât de mult contribuim la dezvoltarea imaginației și la percepția lor față de cinematografie, pentru că vin după terminarea proiecției la noi și purtăm discuții. Purtăm discuții despre temele abordate în filme, de ce am ales filmele respective, ce am vrut să transmitem cu ele și așa mai departe. Și mai mult decât atât, putem să le povestim un pic mai mult despre ceea ce se întâmplă în festival. Pentru că noi aducem doar o parte din ceea ce se întâmplă în festival. Și m-aș bucura ca oamenii să poată veni ulterior spre București atunci când doresc, când simt că este momentul potrivit și să-și dea seama că la festival pot, mai mult decât să vadă filmele, pot intra în interacțiune cu cei care au realizat. Din păcate, noi în caravană nu putem aduce regizorii pentru discuții cu publicul, dar asta se întâmplă în București și mă bucur că am ocazia să le spun oamenilor că oricând pot veni și pot avea aceste discuții direct cu realizatorii filmelor despre ceea ce au văzut, ce au vizionat, ce au înțeles, ce au asimilat, ce le-a plăcut, ce nu le-a plăcut și din punct de vedere estetic până la foarte multe subiecte pot fi discutate. Deci cât se poate de clar în această seară, ora 21 și mâine, tot de la ora 21, în parcul de lângă mall-ul din Gheorghen, doamnelor, domnilor, cu pătura, cu coșul de picnic și cu dispoziție de văzut filme. Sigur, vă așteptăm. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost alături de noi, nu doar filme la Cluj-Napoca, ci și marea în orașul nostru. O plajă de pe malul Someșului a fost amenajată ca pe litoral și atrage sute de persoane. Clujenii au marea la ei acasă timp de o săptămână. Pe malul Someșului a fost amenajată ca pe litoral această plajă care atrage, așa cum vă spuneam puțin mai devreme, foarte mulți oameni. Evenimentul este intitulat Vamos a la Playa și este un experiment destinat să demonstreze că orașul câștigă succes și notorietate prin acțiuni inovative. Vamos a la Playa. Nu e ca la mare, dar amintește de litoral. Plaja Grigorescu din Cluj e un loc plin de farmec. Are și o plajă cu nisip și un tăpșan înierbat. Are sălcii bătrâne și umbroase și apa Someșului mic la picioare. Atmosfera pe care încercăm și zic eu că am și reușit să o creăm este una deosebită de orice fel de alt fel de parc, pentru că senzația asta de a sta cu picioarele în nisip, de a asculta muzică și a bea o bere până la urmă pe malul apei, în timp ce copiii sapă în nisip sau se bălăcesc în piscină, dă aerul de mare. Piscină și apă de râu, șezlonguri, jocuri de plajă și de societate, muzică ambientală, concursuri, ateliere pentru copii și concerte. Cei care preferă plaja din Grigorescu au parte de toate acestea, plus aerul de vacanță pe care îl emană acest loc. E caldă. Plăcut în apă? Mult mai plăcut decât la afară. Cum se simt copiii aici? Da, e foarte bine, foarte mult. Acum e apa puțin, e rece, dar e foarte bine. Aș vrea foarte mult să spun familiei să vină aici, că mulți sunt plecați, dar să le spun că asta e o idee foarte bună de vacanță. Da? Aici e foarte frumos. Radio Vacanța, turnul salvamarului, fotograful, cantina, porumbul fiert, berea, dar mai ales atmosfera de terasă îi ajută pe clujeni să fie acasă, dar să se simtă ca la mare. Lipsesc mititeii, înlocuiți cu mâncare mai sofisticată. Avem și tradițional guia și borș de pește, dar și mâncări mai internaționale, să zic, mexican, marocan, tailandez. Vă așteptăm cu drag. Vamos a la Playa a debutat în 2015 și s-a desfășurat în luna august a fiecărui an în același loc, plaja Grigorescu. Organizatorii invită pe cetățeni din acest experiment să devină actori în transformarea dinamică a orașului. Vamos a la Playa, no, cum se spune la Cluj-Napoca, doamnelor, domnilor. Vorbim acum despre un concurs inedit de aeromodele, de multirotoare, mai exact, cu Grüner Iosif, membru al Asociației Române de Aeromodelism. El este invitatul meu acum, ne dă detalii. Bine ai venit! Bine v-am găsit! N-ai venit singur, ai venit cu aceste multirotoare, aceste instrumente interesante și o să te rog să ne spui câte ceva despre ele. Sigur! Ar fi fost degeaba să vin să vorbesc fără să vi le aduc să vedeți despre ce este vorba.
Păi, în primul rând, ar trebui să spun care este scopul nostru și ce facem noi de fapt acolo. În primul rând, este un scop sportiv. În general, oamenii când au avut de genul ăsta de aeromodele sau multirotoare se gândesc poate la drone sau altceva. Înțeleg că nu e similar acest concept. Este oarecum similar, dar noi le utilizăm cu alt scop, să spunem așa. În primul rând, sunt diferențe și din punct de vedere tehnic, dar și din punct de vedere al scopului cu care noi le folosim. Noi facem chestia asta strict sportiv, există campionate internaționale, mondiale, Federația Internațională de Aeronautică susține acest gen de sport cu acest gen de multirotoare. De data aceasta vom avea norocul să fie aici la noi la Cluj, în data de 25-26 august. Asociația Română de Aeromodelism va organiza acest eveniment cu susținerea Liberty Technology Park. Pe această cale chiar doresc să mulțumesc doamnei Nina Moldovan, care este CEO la Liberty Park și ne-a susținut și anul trecut și anul acesta susține acest gen de evenimente și totodată promovează aeromodelismul prin acest lucru. Cum vă întreceți între voi? Ce înseamnă acest stil de concurs, acest soi de concurs? Da, o să fac foarte multe referințe la Formula 1. Haideți să începem să începem să comparăm totul cu Formula 1. Formula 1, dar la un aer. În aer. Exact, Formula 1 în aer. Să știți că chiar asta este. Adică, dacă luăm o mașină convențională, o să ne gândim că la Formula 1 nu interesează să aibă o tapiserie confortabilă, eu știu, elemente în plus. La fel facem și noi. Nu ne interesează GPS, alte dispozitive, să zicem, care poate unii care zboară drone sau alt felul de aeronave le folosesc. Noi dăm practic tot jos de pe ea, o facem cât mai ușoară și punem aparatură care să o facă să zboare cât mai repede. Practic, ele ating viteze de 200 la oră. Wow. Și 100 la oră prind undeva chiar aproape de o secundă. Sunt foarte, foarte rapide. Asta e și ideea. Și nu se ciocnesc? Nu e da, asta e partea a doua. Da, este deliciul publicului când dronele se ciocnesc în aer sau se ciocnesc de obstacole, de porți metalice. E un zgomot care se produce pe pistă și e spectaculos pentru public, pentru e noi. E și din concurs ca pilot în momentul în care... Nu neapărat. Poți să lovești și poți să continui. Deci, mai e depinde în stare de jucăria să meargă mai da, departe? Da, depinde cum lovește. Deci este cumva și șansa pilotului. Adică dacă a fost să lovească și mai rămâne în aer, sigur poate continua. Depinde. Depinde viteza cu care lovește. Poate să lovească cu 100, poate să lovească cu 150 la oră un obiect metalic. Acolo deja discutăm. Da, e o viteză mare. Da. Vorbește-ne despre acestea pe care le avem pe masă. Sunt, nu știu, făcute, adaptate de tine, modificate? Sigur, sigur. Sunt în întregime făcute de noi, începând de la... Haideți să o luăm, ca orice lucru trebuie să începem cu baza, cu fundamentul, este cadru. Am adus-o și pe aceasta care este deschisă și putem vedea exact ce se întâmplă și în interiorul ei. Plecăm de la cadru. Cadrul este din fibră de carbon. Este un material care nu este foarte greu, dar foarte rezistent. E important să o facem la acele ciocniri pe care le menționai puțin. Imaginați-vă că putem merge cu materiale mai grele să reziste, dar după aceea performanțele nu vor fi la fel. Noi facem designul cadrului, frame se numește, ca și termin generic. Chiar aici în Cluj îl tăiem, firma Acoustic Density ne ajută, ne punem aparatura la dispoziție ca să putem face designul și să tăiem chiar aici cadrele noastre. După aceea vine partea... Deci concepția e de la zero, ca să exact, spun așa. Exact, deci ce cumpărăm noi practic sunt electronicele. Inclusiv o parte de arhitectură în spate, de design, aerodinamică, de cum chiar să arate aerodinamică. Sigur. Facem, de exemplu, doar pe cadrul ăsta am testat aproximativ un an de zile, am rupt 10 de bucăți de componente de cadru până am ajuns la varianta care am descoperit că e cea mai rezistentă, să spunem așa, și în același timp ușoară. După aceea o să iau pe cealaltă care are mai multe componente pe ea. Vine, desigur, partea de electronică. Discutăm de motoare, care ele sunt cele care creează puterea. Înăuntru are un flight controller, adică, să zicem așa, să-i spunem creierul dronei, multirotorul, în ce scuze, este înăuntru, în mijloc. Acesta dă comanda la niște regulatoare, ele se numesc SC-uri în termenii noștri, să spunem așa, sunt niște regulatoare de speed controller, cu alte cuvinte, care procesează informația și mai departe o trimit. Contează faptul că aceste motoare au 3 sau mai multe pale? Sigur. În performanță? Sigur, chiar acolo ajungeam. Palele sunt... Adică acele elici pe care, verzi pe care noi exact. Și telespectatorii le văd exact. în imagini. Chiar palele acolo sunt, să zicem, una dintre cele mai importante componente, pentru că în momentul în care am schimbat pala cu un alt design, cu un alt unghi, cu 2 pale, 3 pale, cam totul se modifică? Schimbă. Sigur. Discutăm de două genuri de zbor. Există zborul de racing, ceea ce facem noi, și există zborul freestyle, care practic
spune însuși ce este. Este un zbor liber. Acolo contează mai mult ca multirotorul să zboare lin, să fie să aibă un zbor lin, smooth, i-am spune noi așa. Fluent. Fără turbulențe, ca turbulențe. Exact. La racing nu ne interesează chiar așa tare. Important este să prindă o viteză foarte bună și să stea foarte bine în viraje. Mai există niște componente pe ea cu care ne ajută să o putem pilota. Imaginați-vă că la viteze de peste 100-150 lor n-am putea să o pilotăm uitându-ne la ea. Uh-huh. Adică noi o numim line of sight, să o văd la vedere. Noi le pilotăm prin intermediul unor ochelari, dacă îmi permiteți o să asta arăt. Se găsește în cutia... Exact, cutia magică neagră. Sunt niște ochelari speciali, se numesc ochelari FPV. Seamănă cu ochelarii de realitate virtuală, VR glasses. Sunt niște ochelari speciali. Foarte Star Trek. Da, e foarte futurist, să știți, dar prinde foarte, foarte bine și la public. Sunt niște ochelari speciali, înăuntru există două display-uri. Și dacă urmăriți bine aici în dronă, vedeți o cameră. Da. Nu este de calitate, să zicem, foarte puternică, pentru că informația trimisă trebuie să fie de o calitate mai mică ca să poată fi transmisă în timp real. Imaginați-vă cum ar fi eu să lovesc un copac și după o secundă să văd că l-am lovit. Deci nu avem cea mai calitativă imagine, dar vedem o imagine... Te interesează viteza de transmitere a informației, nu atât latența. Calitatea. Latența e foarte importantă. Și atunci, noi, prin intermediul acestor ochelari, putem să vedem ce vede drona. De aici și conceptul de FPV, First Person View. Ăsta e un cuvânt sau deci o sintagmă cumva, care se folosește. Practic, prin acești ochelari e ca și cum te-ai afla în dronă. Exact. Practic ești la cockpitul multirotorului. De multe ori, piloții au chiar senzații de amețeli. Cu atât mai mult publicul, când mergem, de exemplu, la competiții și zburăm, dăm ochelari și publicului, altor persoane să aibă ocazia să... Păi, da, în ecranul de lângă tine chiar sunt imagini surprinse cu aceste multirotoare și zău că amețim și noi când... Mai ales în momentul în care o auzi și urechea ta internă face legătura cu ce văd ochii, chiar se produce un simți efect foarte echilibrul interesant. Lui se exact. Cam pierde, înțeleg. Și dacă vă uitați la piloții care le pilotează, o să vedeți că în timpul competiției, când e mai acerbă competiția, au niște poziții foarte bizare. Practic se înclină după cum merge multirotorul. Ca să faci un astfel de concurs, o astfel de competiție, înțeleg că e nevoie de o comunitate până la urmă a piloților de multirotoare și v-ați strâns. Înțeleg că în România sunt multe persoane interesate. Sau e cu participare internațională, pot să vină și din alte țări? Acesta, da. Această competiție este cu participare internațională. Anul trecut a fost cu participare doar națională. Desigur, comunitatea de anul trecut din România a arătat total diferită față de cea de anul în acesta. În ce termeni? În ce parametri? Numărul comunității a crescut. De la un exponențial, cum de altfel și acest sport la nivel internațional a crescut. Dincolo, adică mă refer peste granițele României, chiar în Statele Unite și în întreaga Europa, se transmit cursele live pe ESPN sau, eu știu, alte mari televiziuni, ceea ce înseamnă că putem să spunem că e un sport... Iată, e foarte bine, ne aliniem și noi la TVR Cluj cu marele televiziune ale lumii și transmitem astfel de evenimente. Da, ar fi extraordinar dacă s-ar întâmpla așa ceva și la noi. Apropo de asta, o să avem o transmisie live de la eveniment. O să puteți găsi mai multe detalii pe aeromodelist.ro. Acolo, de fapt, sunt și detaliile competiției și o să vedeți că va fi și un link către un live stream. Practic, dacă nu aveți ocazia să veniți la locație, veți putea urmări online, ceea ce este un pas înainte pentru noi. Avem deja, nu știu, favoriți sau țări care îi simțiți, așa, vă suflă puternic în ceafă, o concurență, niște echipe așezate care au dobândit deja dibăcie, să spunem, în manevrarea acestor multirotoare? Dacă și de care vă temeți? Sau pe care vreți să-i... Sigur, depășiți. Când spunem competiție, deja am spus rivalitate. Adică oricum este un sport care în primul rând creează prietenii. Deci rivalitatea este ok, un ingredient, dar în principiu ne unim, zburăm, ne bucurăm. Deci cu alte cuvinte, oarecum distracția înainte de toate. Nu există cazuri de certuri sau așa fair mai departe. Fair play-ul e fair prezent. Play, corect, plus că tot ce se întâmplă este înregistrat. Fiecare feed, adică fiecare transmisie live de pe multirotor este înregistrată, este văzută de arbitri, nu există loc de virgulă că ai făcut așa sau altfel, nu se poate, asta e filmarea. Vis-a-vis de ce spuneați despre ceilalți participanți, sigur sunt concurenți din Ungaria care am avut ocazia să particip cu ei la alte competiții prin Slovacia, Austria și am văzut nivelul la care zboară. Național,
Nu știu dacă sunt în măsură să comentez. Eu, în principal, mă concentrez foarte mult să dau tot ce pot eu. Încerc să mă adaptez la nivelul de afară, dat fiind faptul că sunt mai mulți piloți și se zboară mai mult, se zboară la un alt nivel. Dar, în același timp, mă bucur că avem ocazia aici, la Cluj, să avem o competiție de genul ăsta. Vor fi 26 de piloți, adică 26 de piloți sunt deja înscriși în competiție. Nivelul va fi considerabil mai sus ca cel de anul trecut și sigur vom vedea curse în cadrul competiției la nivel înalt, care vor crea un sentiment plăcut publicului, să spunem așa. Adică când publicul o să asculte patru multirotoare zburând deodată la viteze foarte mari, elicile astea produc un zgomot aparte și foarte puternic. O să fie o experiență foarte interesantă. 25-26 august, spune Liberty Technology Park. Corect. Și vreau să te întreb cum se va desfășura, Dane, câțiva termeni ai competiției? Este o singură probă? Sunt mai multe? O idee despre ce se va fi acolo în aceste zile. Din nou putem lua formatul curselor de mașini, adică vor fi câteva runde de antrenamente, vor zbura patru piloți deodată, iar publicul va putea urmări transmisia în direct de pe fiecare multirotor, vor fi patru ecrane, simultan vor putea privi să-și aleagă favoriții, etc. Și la fel și juriul, înțeleg. Și arbitrii au alte patru monitoare care fiecare stă concentrat, va urmări, va fi și un sistem de tracking digital care va contoriza timpul fiecărui multirotor. Deci, practic, vor fi câteva runde de antrenament. După aceea urmează rundele de calificări. Aici, practic, la asta se rezumă cine scoate cel mai bun timp, cine cel mai rapid, fără să, în ghilimele, trișeze sau să greșească pe traseu. După această sesiune de calificări, vor rămâne un anumit număr de piloți mai departe care vor trece în main event, adică în eventul principal. Acolo competiția va lua o altă formă, vor fi în jur de 14 curse, adică publicul va putea privi, asta va fi duminică, în data de 26, dacă nu mă înșel, undeva la ora 2 va începe main eventul. Acolo piloții care au trecut mai departe, adică cei mai buni din calificări, de exemplu primii 8 din calificări, se vor duela până cel mai bun va câștiga. Adică va fi la sfârșit o finală mică și o finală mare, cum se practică, de exemplu, și la alte sporturi. Da, e foarte interesant. Vreau să te întreb eu o ultimă întrebare, pentru că suntem în ultimul minut al intervenției noastre. Cam câte antrenezi? Spuneai că se zboară mult în alte țări, lucru care se reflectă în performanța piloților. Sigur, aș spune că diferența între piloți este numărul de baterii zburate. De baterii. De baterii, spun, pentru că imaginați-vă o tură, adică o tură în ghilimele. O baterie ține aproximativ un minut, un minut jumate maximum. Pentru că turația este foarte mare, motoarele consumă foarte mult. Practic, diferența între piloți este de timpul care ei îl investesc și câte baterii zboară, adică cât de mult zboară. Cam câte baterii ai tu zburate? Nu știu să le număr, fac chestia asta de aproximativ 2 ani de zile, zbor aproximativ zilnic. O să spun doar că zbor destul de mult. Nu aș fi ajuns aici la nivelul ăsta dacă nu aș fi investit timp, de altfel bani și alte sacrificii, timp personal și... Și îți dorim mult, mult succes în această competiție extraordinară. Sigur, colegii mei de la știri vor documenta acest eveniment, doamnelor, domnilor. Și vreau să vă spun acum că Hanka Babaioana și Haida Ilie, colegele mele, s-au deplasat în Serbia, la comunitatea de români de acolo și au realizat un reportaj pe care vă invit să-l urmărim chiar acum. Este reportajul care închide ediția de astăzi a emisiunii noastre, Regiunea în Obiectiv. Îți mulțumesc foarte mult că ai fost alături de noi. Mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Sunt Ovidiu Damian, să aveți o după-amiază excelentă. La revedere! Deși despărțiți de sute de kilometri, dar și de granița română-sârbă, istoricii și oamenii de cultură din Bistrița Năsăud și cei din Banatul sârbesc au demonstrat încă o dată că tradițiile strămoșești și dragostea de țară trec peste orice distanță. Sub egida Consiliului Județean Bistrița Năsăud a avut loc evenimentul Dialoguri Culturale în Voivodina, un proiect inițiat pentru a promova în diasporă valorile culturale românești. Deși departe, suntem uniți în suflet, este mesajul în anul centenarului pentru românii din țară și cei din diasporă. În Serbia, deși sunt mici, comunitățile de români fac efortul să-și păstreze identitatea și mai ales să transmită generațiilor care vin dragostea de neam și tradițiile din străbuni. Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina, care funcționează în orașul Zrenjanin și a deschis larg ușile pentru oaspeții din România, veniți să prezinte o parte din valorile culturale ale județului Bistrița-Năsăud. Într-o atmosferă caldă a avut loc o lansare de carte și revistă, dar s-au pus și bazele unor viitoare colaborări între instituții. Avem și noi
destul intelectuali cu care putem să ne mândrim în cadrul etniei și așa, fiind la număr tot mai puțin, încercăm să ne menținem, să păstrăm tradiția, cultura, totodată să prezentăm tradiția țării mame, dar și să facem și să ne mândrim aici în țara în care trăim, în Republica Serbia. Institutul de Cultură a Romilor din Voivodina este de fapt o instituție culturală profesionistă care se ocupă de cercetarea domeniilor de activitate care cuprind activități de proiecte de promovare și dezvoltare a culturii și artei, a științei și limbii române pe teritoriul provinciei autonome Voivodina, dar care inițiază și sprijină totodată și proiecte de promovare a multiculturalității și interculturalității în Voivodina, dar și proiecte de cultivare și păstrare a patrimoniului cultural românesc pe meleagurile Banatului Sârbesc. Așa cum e frumos la români, atunci când vii, nu trebuie să vii cu mâna goală. Noi am venit aici la dumneavoastră cu o carte emblematică pentru județul nostru, dedicată anului special de care v-am vorbit, anul centenar, centenarul Marii Uniri, anul 1918 în județul Bistrița-Năsăud. E, după părerea mea, cea mai documentată carte care face trimitere sau tratează la modul foarte serios legătura județului Bistrița-Năsăud cu evenimentele de la 1918. Spunea un teoretician emanație de cronotopi spiritualizați. Aici sunt trei decenii de literatură din județul Bistrița-Năsăud. Sunt trei decenii de literatură cu 120 de scriitori care sunt cuprinși în acest dicționar. Autoritățile din Bistrița-Năsăud au oferit premiul Andrei Mureșanu, ediția 1, profesorului universitar Mircea Măran de la Școala Superioară din Vârșeț, Voivodina. Invitat de onoare al evenimentului a fost poetul și traducătorul Adam Pusloici, prietenul lui Nichita Stănescu, membru de onoare al Academiei Române. El a tradus poezia marelui Nichita în limba sârbă, dar și opere ale lui Mihai Eminescu, Marin Sorescu, George Bacovia sau Lucian Blaga. În timpul vieții lui Nichita Stănescu, n-am îndrăznit să scriu eu în limba română. El a fost poetul român, eu nu scriam. Eu eram ăla care asculta povestea. Mă rog, și după Nichita am început și eu să scriu și am declarat. Ca poet român m-am născut în Maramureș. Acolo ne-am întâlnit și noi la Baia Mare. Și am promis că vin la Bistrița-Năsăud. Acum eu sunt nu aici la Zenin, la Peșcherec sau la Sankt Petersburg, sunt la Bistrița-Năsăud. Cercetez istoria minorității românești din Banatul Sârbesc pentru că vreau să subliniez un fapt. Un popor sau în cazul nostru o comunitate națională din afara granițelor patriei mame se poate păstra nu numai prin păstrarea muzicii, prin păstrarea dansului, prin păstrarea ladei cuzestre în care se găsesc obiecte ale portului național, dar în primul rând poporul care nu-și cunoaște istoria este un popor pierdut, după părerea mea. Întâlnirea a fost un bun prilej de discuții despre arta și cultura românească, dar și despre noi posibilități de a colabora pe mai departe, de a păstra această legătură de suflet între românii de pretutindeni.